Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod Klausenburg-Tube. La Cluj iarna și-a intrat în drepturi, ninge ca în povești aici și pe mine nu poate decât să mă bucure, pentru că în ianuarie avem Klausenburg Winter Race, un eveniment dedicat tuturor mașinilor, foarte important de reținut. Nu există o limită de vârstă, dar asta vă voi mai spune pe parcurs când va apărea și regulamentul particular. Foarte important, astăzi va veni Ciprian cu Robert, pentru că mâine vom pleca la Târgu Secuiesc împreună cu Ramona. Vom pleca la Târgu Secuiesc pentru că avem de stabilit data pentru anul viitor la Klausenburg Retro Racing. Dar asta veți afla mai târziu. Ne vedem! Salutare tuturor, bun găsit la un nou episod de vlog. Suntem aici împreună cu Ciprian, Robert. Suntem la Brașov acum, am adus-o pe Ramona, am trimis-o de fapt pe Ramona cu Robert. Robert abia aștepta momentul acesta să o ia pe Ramona și să profite de ea, în ghilimele. A luat-o, peste iarnă se va îngriji puțin de ea. Robert, ce îi vei face la tablă? Vei lucra un pic la motor, ceva? Ce spune că intră la mutilă. Am mutilat frumos, acum nu ne bate chiar. O recondiționare. Tare. O recondiționare de aia, ca așa ca la carte. Puțină mecanică, puțin motor. Și Ciprian îi salută vă salută și vă dăm întâlnire în episoadele următoare, unde veți vedea că băieții care sunt în echipa Klausenburg Retro Racing și ne vom întâlni mai târziu și cu Alex, mai e și Iulian, mai e și Horace, este o gașcă mare, cum am mai spus. La Arad, sigur vă vom arăta și mașinile lor. Sunt niște mașini senzaționale pe care sigur le știți. Așadar, ne vedem mai târziu. Sunt aici cu Alex. Salutare, Alex. Salut, bine ai venit, bine ne-am regăsit, bine ne-am reîntâlnit. Hai că te-ai plictisit de mine. Da, am ajuns să mă plictisesc în 2017 deja de băieți și suntem abia la început, deci vă dați seama ce viitor avem strălucit în față. Oricum o să facem lucruri bune împreună și de-abia acum începem să facem lucruri bune împreună. De-abia acum începem să facem treabă. Ne-a venit la Târgu Secuiesc. Băieții ieri au dus-o pe Ramona spre o nouă etapă din viața ei, să-i spunem așa. O resuscitare. Deja filmăm din două, veți vedea, din două unghiuri, deja am început treaba serioasă la Klausenburg-Tube. Așadar, subscribe, like, pentru că dacă voi faceți lucrul acesta, ne dăm seama că ne susțineți, vă place ceea ce facem și l-aducem pe Alex mai des în vlog. Așadar, suntem aici la Târgu Secuiesc. Rapid am vorbit la primărie, la circuit. Vrem să punem evenimentul pe roate încă de anul acesta. Țara la cale, da. Exact, ca anul viitor numai să venim și să dăm drumul evenimentului. Apropo, evenimentul va fi în iunie. Klausenburg-ul 6, KR.6 Arad, KR.7 Târgu Secuiesc și KR.8 Cluj-Napoca. Alex a făcut fața aceea pentru că și-a dat seama cât de des ne vom vedea în 2018. Da, sper să facem treaba bună și vom face treaba bună, pentru că avem evenimente și proiecte noi. Ai niște oameni profesionali. Exact. Ne-am căutat-o și mi-am găsit-o. Apropo, sunt foarte mândru de ei. Am o echipă senzațională care sper să lucrăm cât mai mult împreună și să facem cât mai multe evenimente. Scuze-mă un pic, dacă nu mă și pup tot degeaba. Da, hai să... Mulțumesc frumos pentru toată susținerea, l-am și pupat. Hai să și ciocnim pentru... Ia apă, nu iară ceva pe dimineață. Dar pe cu apă mă tratează, da? Hai, trecem peste. Așa. Alex, spune-mi așa câteva cuvinte despre eveniment, despre, nu știu, habar n-am, orice ți vine. Eu prefer să vorbesc despre Klausenburg. Da. Bine, de când te-am văzut din 2016, mi-am dat seama că ești un țigmit. Dar prin tine mi-am îndeplinit un vis, acela de vut-ut-ut-ut pe circuit, știi ce zic? Bine, ca mea nu face vut-ut-ut, că e 1-3, dar... O să fac, că
Uia da. Și el pe cărări greșite și o să-și motiveze. Ce să aceea, fac atâția... Între atâția nebuni n-ai cum să reziști și să fii deci nu. Soții da. Pe clasice. Și văzând că ești țignit, am zis, bă, sigur se va lega o prietenie. Și ce crezi? Chiar s-a legat o prietenie. Acum să nu încep să plâng. Să mai ții contactul și cu cei de acolo. Și s-a legat o prietenie care în timp am format o echipă și am devenit una grande familie. Da, știi ce zic? O familie și asta e cel mai important. Așa și trebuie. Și a venit și cu mașina Alex. Tot insista să o bagi în hotel și am zis, bă, nu poți să o bagi în hotel, chiar nu ai cum să o bagi în hotel. Ei, cum ai răbdare că la episoadele viitoare o să o prezinți? Nu, nu, nu. Păi cum să nu vină cu portocala de Pracova? Apropo, pentru Iulica, hashtag Porto. Da, fără portocală ce ne faci? Ta-da! Opa, a adus felia de portocală. Am venit cu și nu era mică parte din mașină, da. Cu paja. Pentru că ea nu circulă iarna. Da. Și a tăiat o felie de portocală. Am zis să savurați. Deci el și schimbă numerele și și schimbă mașina. Dar numerele vor rămâne tot pe H05CM9 pentru că toată lumea știe portocala de Pracova. Meserie. Așa. Și numai că vor fi cu inserțiile Uniunii Europene. În rest, nimic nou. De ce nu pui PCR, mă? Inserțiile Partidului Comunist Român. Dragi tovarăși și prieteni. Deci n-o să mai țină clasică, așadar... Eventual, cei care vreți să o țină clasică, dați un comentariu, cei care vreți să o modifice, dați un comentariu. Noi, cu siguranță, echipa Clauzen Retro Racing va da comentarii să o modifice un pic, adică să își pună și era amprenta asupra mașinii. Sigur. Le tragem un pic să se vadă în cadrul acela. Așa apare. E bine. Da. Cam asta. Aici încheiem acest episod în care ați văzut despre Ramona, ce se întâmplă despre... l-ați văzut pe Robert și pe Ciprian. Aici este Alex. Alex, un mesaj celor care ne urmăresc. Așa să-mi apară și mie. Spune-le un mesaj tuturor și... Share, subscribe. Hai să facem cunoscut oamenilor evenimentul. Haideți la eveniment. Hai să ne dăm pe circuit. Așa, exact. Alex, mersi tare pupat. Mult, ne vedem curând la Winter Race, țineți minte, în ianuarie, Winter Race la Cluj-Napoca. Pa! Pa!